Revenim în direct la emisiunea care vă place atât de mult. Continuăm interviurile noastre de colecție cu oamenii cei mai importanți din România. Interviuri la care și dumneavoastră puteți participa prin întrebări adresate la SMS 1333 sau prin mailul ddd@dandiaconescu.ro. E bine, și în această seară, alături de mine, este o distinsă jurnalistă, o colegă de-a noastră de Brazlă. E vorba de doamna Adina Anghelescu, cea care se îngrijește de un site foarte important, Adina Anghelescu-Stancu, că între timp s-a și căsătorit. Bună seara, bine ați revenit sau bine ați venit aici la OTV. Bine v-am găsit. Adina Anghelescu-Stancu va vorbi despre tot ceea ce se întâmplă în apocalipsa din interiorul actualei clase politice românești. E vorba de lumeajustitiei.ro, un site foarte important pe care găsiți, luju.ro e pe net, pe care găsiți diverse lucruri, diverse dezvăluiri despre ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise din instanțe. Mai găsiți câte o stenogramă, mai găsiți câte o înregistrare video de pe la înalta curte, de Curtea Supremă, cum ar veni, înalta Curte de Casație și Justiție. Ba mai găsiți acum niște stenograme despre ceea ce fac politicienii, ba mai găsiți câteva dezvăluiri despre Curtea Constituțională și despre tot ceea ce se întâmplă pe acolo, pe la ea, despre ce fac cei 9 judecători sau, de fapt, despre ceea ce nu fac. Ei bine, bine ați venit, spuneam, și ca să luăm cu începutul, să știe telespectatorii câteva lucruri și despre dumneavoastră, că v-au tot văzut prin diverse emisiuni, ca analist pe diverse probleme, dar așa să aflăm și despre ziarista Adina Anghelescu câteva lucruri. Ce ați început? Cu ziarul Ziua? Nu, unde? Mult mai devreme. Mult mai devreme. În 1990, nu știu dacă mai ține minte multă lume, exista o revistă, Baricada se numea. A, cum să nu? Da, revista Baricada. Făcută de Gugui, nu? Da, Eduard Victor Gugui. Da. A murit într-un accident foarte suspect, da, în condiții misterioase. În fine, după revista Baricada, pe urmă am făcut parte din echipa evenimentului zilei în 1992 și după aceea în 1994, când s-au pus bazele ziarului Ziua, am făcut parte din fondatorii care au fondat alături de Sorin Roșca Stănescu ziarul Ziua. După aceea, o perioadă am fost la Cotidianul și în 2009, după alegeri, înainte de Crăciun, din câte știți, 3 ziare, Ziua, Cotidianul, Guardianul, au închis și au intrat în insolvență. Practic, ele au rămas într-o formă sau alta online. Bine, între timp au dispărut și multe alte ziare și vor mai dispărea probabil. Exact, probabil că vor mai dispărea și altele, însă după aceea, împreună cu colegul meu Răzvan Savaliuc, am realizat acest ziar online de nișă, care se numește Lumea Justiției și care este adresat atât justițiarului cât și justițiabilului. Deci își spun opiniile inclusiv avocați care transmit editoriale, punctele lor de vedere, din punct de vedere juridic, discută probleme foarte importante. Noi facem și dezvăluiri cu privire la anumite lucruri care se petrec în culisele justiției. Avem și o rubrică, Vorbe de fumoar se numește, de ce am numit-o așa, pentru că nu avem proba materială, dar informațiile sunt reale, tot ceea ce postăm în acea rubrică este real și mai devreme sau mai târziu se dovedește că vorba aceea de fumoare nu era un zvon, ci iată că se adeverea. Deci cam asta este pe larg. În rest, sunt un jurnalist de investigații care întotdeauna și-a dorit ca România să o ducă ceva mai bine decât o duce în prezent și uite că o duce din ce în ce mai rău și că de fapt asistăm la o involuție în ultimii 20 de ani decât la o evoluție așa cum ne-am fi așteptat. Nu dispar doar ziare, dar dispar și speranțele oamenilor, locurile de muncă, dispar de asemenea pensiile, dispar caractere, dispar totul dispare. Dispar și oameni la propriu. 3000 ceva avem de dispăruți încă necăutați sau negăsiți de către autorități. Dar spuneam, site-ul dumneavoastră, Luju, e citit de judecători, nu? Și de judecători și de procurori. E citit Nu numai de acuzați sau de victime ale justiției. Este citit de magistrați, este citit de avocați, de experți, de notari, de toți cei care fac parte din lanțul judiciar și de justițiabili, bineînțeles, pentru că avem o țară în care problemele judiciare sunt la tot pasul și e imposibil ca într-o familie să nu existe cel puțin cineva care are probleme sau se află într-un proces. Fie el chiar și de succesiune, și succesiunea respectivă nu se mai termină de din ce motiv aproape niciun român nu mai crede în justiția din România? Cum de s-a ales praful așa în 20 ceva de ani? Eu nu zic că sunt toți românii neîncrezători în justiție. Întotdeauna se spune că există două părți într-un proces. Cu siguranță cel care câștigă și mai ales dacă a avut dreptate, pentru că sunt și judecători buni, nu numai judecători de rea credință în acest sistem judiciar, el va crede în continuare, pentru că i s-a dat dreptate atunci când a avut-o în justiție. Dar, pe de altă parte, la modul la care se petrec lucrurile în dosarele de mare complexitate, la modul la care asistăm la acest circ televizat sau la pâine și circ, cum i-am spune, pe vremea când existau luptele cu gladiatori în Coloseum, deci asta se dădea poporului, pâine și circ, asta își dorea împăratul Nero. Iată că și noi avem acum pâine și circ și societatea românească este scindată, iar cine deține puterea este de fapt persoana care deține controlul asupra serviciilor secrete și a unei părți din justiție, a părții din justiție care este numită politic. De aceea avem probleme în justiție, pentru că încă se fac numiri politice. Circ avem, pâine nu prea se mai dă la popor în ultima vreme, dar circ, într-adevăr, porții din ce în ce mai mari. Mai grav este că mulți uită, dacă nu există pâine, există mămăliga și s-ar putea ca mămăliga să explodeze. E adevărat că explodează foarte greu, că îi trebuie 40 de ani ca să stea în ceaunul acesta sub presiune, dar nu se știe niciodată. Acum, ca să ne apropiem de mămăliga ce va exploda sau nu, ce va enerva mai tare pe români? Ședințele astea ale CCR-ului interminabile, asta o să enerveze, sau stenogramele din interiorul U.S.L. sau apucăturile lui Băsescu de a da ordine procurorilor? Din ce am observat eu până acum, în ultimele săptămâni de după referendum, românii, oamenii în general, dacă discuți cu ei pe stradă sau și în taxi, cu un simplu taximetrist, îți poți da seama că nu există o stare de irabilitate, cât există o stare de silă, amestecată cu disperarea. Deci ce facem? Pe cine mai alegem? Iată cum se comportă unii, cum se comportă alții. Sunt sătui și de garaj, și de parcarea care e în fața guvernului. Deci, până la urmă, omul așteaptă ceva concis. Omul așteaptă măsuri care să fie luate în ajutorul lui. Pentru că avem în Constituție, acolo, un articol care vorbește de nivelul de trai, de garantarea acestui nivel de trai și de protejarea lui, de o grămadă de drepturi pe care se pare că între timp le-am pierdut pe drum. De exemplu, dreptul la viață. Da? Ne uităm la spitale, ne uităm la sistemul sanitar. Ce fel de drept la viață mai au oamenii fără bani? Acum, coplata, de asemenea, care a fost amânată astăzi, noul proiect. Eu zic să fie toată lumea foarte atentă la acest nou proiect, pentru că, din câte am observat noi, din ce am discutat și în redacție, proiectul respectiv pare a fi un fel de privatizare de tip MEBO. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat cu această ce ascunde privatizarea de tip MEBO. Apoi, dreptul la inviolabilitatea corespondenței de orice tip, da? În Constituție scrie că toată corespondența, fie ea scrisoare, mail mai nou, deci toate mijloacele de comunicare, telefonul, sunt inviolabile. Cum sunt inviolabile? Acolo sunt violate în continuu. Când într-una asistăm la violuri ale acestor telefoane pe care te ascultă până și ce discuții ai cu medicul de familie. Da? Deci de unde acest drept? Avem acel drept dat procurorului de a te asculta timp de 48 de ore fără autorizație, prin ordonanță provizorie. Păi aceste 48 de ore curg după cum vor ei. Astea ascultă 2 zile, pe urmă mai lasă o zi, pe urmă încă 2 zile și trec în catastif data la care se consideră că în stenograma dintre mine și dumneavoastră, să zicem, există acolo, eu știu, un cuvânt care poate fi decodificat în capul lor, deși nu există de fapt nicio codificare. Deci cam... La lucrurile astea s-a întâmplat așa ceva. Deci, plasmele și cu hectarele erau... Exact. Chiar vreau să vă întreb. La un moment dat chiar râdeam. Aveați în dosarul personal o discuție care am înțeles că de fapt era o convorbire formată din 3 convorbiri, da, la date diferite, exact, în luni diferite. Da. Deci, iată, unde am ajuns? Dacă procurorii vor așadar să preconstituie probe din stenograme, atunci o fac și nici măcar nu mai ai cum să demonstrezi lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori instanța nu mai dă dreptul la expertiză atunci când o soliciți. Iar dacă este să ți se dea dreptul să se facă expertiză pe interceptările telefonice, unde, Doamne iartă-mă, se duc astea? La INEC. Da. La INEC cine tronează? Cine e în conducere? Cine asigură conducerea? Un procuror. Nelegal, firește, pentru că legea spune că INEC-ul trebuie să fie condus de către un specialist, expert din interiorul INEC-ului. Deci eu așa un haos în instituțiile statului. Dacă telefonia mobilă n-ar mai funcționa în România o lună sau două, procurorii n-ar mai avea cum să mai aresteze pe nimeni. Dacă mâine... arestează doar în baza unor înregistrări telefonice pe care le trunchează cum au interes. Dacă mâine s-ar da o lege sau s-ar modifica în codul de procedură și s-ar interzice ca probă stenogramele, eu vă spun că... Ca toate dosarele. Ar pica foarte multe dintre dosare. Și cred că așa ar fi și normal. Nu știu, în America proba asta audio e o probă directă, înregistrarea unei convorbiri telefonice? Nu, nicăieri în lume o stenogramă nu este o probă. Nici în România, de altfel, nu este o probă. Deci, dacă se fac înregistrări telefonice înainte de a se începe urmărirea penală într-un dosar, atunci ele fac parte din actele premergătoare. Ele nu sunt luate în considerare, nu trebuie să fie luate în considerare de către o instanță. Dacă s-a început urmărirea penală, ele sunt mijloc de probă. Mijlocul de probă devine probă dacă este coroborat cu probe materiale. Deci poți discuta orice la telefon până la urmă, poți să glumești, contează tonalitatea cu care vorbești cu persoana respectivă. Eu poate glumesc cu tine, ne cunoaștem de atâta vreme. Asta nu înseamnă că dacă glumim sau punem un pariu, e vorba de vreo mită, de vreo șpagă, eu știu, de constituirea unui grup infracțional, da, și așa mai departe, dar după cum se aude din garaj, suntem o țară de pușcăriabili. Dar cum se face că de multe ori stenogramele astea ajung în presă, deși se știe că e ilegal? Adică procurorii le dau ziariștilor, le dau site-ului dumneavoastră. Site-ului nostru nu fac ei greșeala asta. Nu fac ei, nu? Nu. Nici dumneavoastră nu cred că vă dau stenograme la prima mână. Nu, da? Noi le preluăm de la cei care le primesc. Dar jurnaliștii, să fie foarte clar, nu au nicio vină în chestia asta. Orice jurnalist. Că nu se duce jurnalistul să ia din dosarul de la parchet în safe. Da, și tu dacă primești o stenogramă astăzi, o dai. Nu mai stai să-i faci tu expertiză proprie, dacă e reală, e făcătură, nu e reală și așa mai departe. Dar e corect din partea procurorului să dea stenogramele astea către presă? Este absolut nelegal. Pentru că și dacă faci cerere pe legea 544 privind liberul acces la informația de interes public, în momentul în care soliciți anumite informații dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală, vin cu 3 vorbe acolo și spun că nu au voie să dea din dosar informațiile respective, ținând cont de faptul că dosarul se află în faza de urmărire penală. Păi bun, și atunci ce facem? Și a trebuit făcut o anchetă în fiecare caz să aflăm și noi cine le-a dat, cine a trădat. Vă aduceți aminte când a fost marele scandal cu Caltaboșul? Da. Cu marele flagrant eșuat, zic eu, că nici acum nu știm ce s-a aflat în plicul ăla dintre Remeș și Mureșan. Da. Da? Nu știm că au fost bani, că au fost hârtii, că au fost scrisori de dragoste. Nu avem de unde să știm. Pentru că nu s-a mai spus absolut nimic. În schimb, atunci a fost dată pe post, la TVR, chiar pe postul național de televiziune, da? Deci unde se uită tot românul, de la Vlădică până la Opincă, de la sat până la municipiu, da? Acel filmuleț, când? Imediat. El nu avea cum să existe, acel filmuleț, decât în interiorul DNA-ului, la biroul tehnic. Și cum s-a dat? S-a dat ca din secvențele respective să nu se vadă figurile procurorilor care stăteau la masa de alături și făceau ambientalul împreună cu cel de la biroul tehnic și așa mai departe. Deci a fost prelucrat. Asta se dă, asta nu se dă și așa mai departe. Deci iată cum opinia publică este manipulată zi de zi în România prin imagini. Deci spune asta, de-aia am spus că televiziunea este un instrument mult mai periculos decât presa scrisă. În presa scrisă, verba volem scripta manem, da? Rămâne ce ai scris și trebuie să probezi chiar și după 5 ani că ce ai scris acolo se bazează pe probe. În schimb, cu o imagine poți dărâma o persoană foarte ușor. Deci grupul infracțional organizat nu e prin poporul român, ci e chiar acolo, la parchet, înăuntru. Eu nu pot să... încalcă lege după lege. Păi, eu nu pot să spun asta, nu pot să fac decât să constat că se petrec nelegalități. Deci că legea spune una și că altfel în realitate se petrec lucrurile. Chestiunea aceasta ține de inspecția judiciară de la CSM, care de cele mai multe ori, ba chiar întotdeauna, dacă stau să mă gândesc bine, n-a făcut altceva decât să deschidă de ochii lumii verificări pe TMD, inclusiv în Caltaboșul, să vadă cine anume a dat filmulețul și să n-ajungă la niciun rezultat. Să spună, știți, n-am avut cum să aflăm. Păi, dom'le, e rușinos. Da, e clar că cercul de suspecție acolo înăuntru. Deci nu făceam noi, poporul român, rost de stenogramele astea. Ei de acolo, din birou, le-au dat. Unul dintre ei. Păi, câți procurori erau în birou? 7 procurori. Din ea, 7, deci, unul e vinovat. Dacă un document se află numai la tine, Dan, și eu pun mâna pe el, da, de unde pot să-l am? A, când trece prin mai multe mâini, prin 3 instituții, să zicem, cum ar fi, eu știu, un referat, o ordonanță, o cerere de arestare care se duce și la instanță și așa mai departe, ai mai mulți asupra cărora să pui semnul întrebării. Dar așa, dacă se află doar la tine, este logic că inspecția judiciară trebuie să se îndrepte către locul acela și atât. Și eu, deci nu cred că e o anchetă foarte complicată, numai că nu vrea nimeni să le vină de hack, fiindcă se folosesc politicienii după cum le convine de aceste stenograme. Ca să rămânem la capitolul procuror, vi se pare normal ca Băsescu, atunci când spune, domnule chestor, eu te-am făcut chestor, nu e bine ce ai făcut, a doua zi procurorii să-l umfle pe chestor? Dar n-a spus numai asta. Deci bine, de câte ori a spus câte ceva, s-a întâmplat imediat altceva. Da? Deci... a zis doctore, da. Da, și după doctore a fost marele scandal cu plagiatul. Deci este clar că în spate, acum trebuie să recunoaște, domnul Băsescu, președintele suspendat, are niște consilieri și pe lângă consilieri are o armată de oameni care își fac bine treaba. Deci da, îi pun în față tot felul de elemente, tot felul de informații care ajută. Care ce îl transmite el prin televizor, Băsescu? Nu putea să vorbească direct cu procurorul pentru Manoloiu? Sau pentru... Nu, pentru că asta ar însemna o imixtiune pe față. Așa e mult mai simplu. La televizor. Păi așa este mult mai simplu. Oamenii știu, cei puși acolo numiți politic, știu care este mesajul, ce este în subliminal, cum s-ar spune. Și atunci ei trebuie să se comporte frumos, că altfel, dacă nu fac bine, între ghilimele, iată că pățesc ca chestorul Manoloiu. Sunt chemați luni la parchet și puși sub îndoieli. El își știrbește imaginea, el, Băsescu, propria imagine. Vede toată Europa că justiția e servită. Ei, da, vede toată Europa. Ați văzut până acum Europa că a văzut altceva decât ce se dorea dintr-o anumită parte să se vadă. Bine, Barroso îl ceartă doar pe Ponta. Ei. Doar pe Ponta să spunem așa, se omează să dea mai repede listele la curte. Da, dar și înțeleg că are listele, nu? Păi, curtea, dacă n-ar fi avut listele, nu ar fi avut pe ce să se pronunțe în data de 2. Se așteptau un verdict în data de 2 august. Da. Este clar că listele ajunseseră acolo. Da, nu avea de unde să știe cu baza militarizată, exact. Cu listă. Nu avea de unde să știe becul sau restul lumii ce verdict o să dea CCR-ul și nici CCR-ul nu se întrunea așa, precum o turmă la păscut, unii vin dintr-o parte, alții din altă parte, doar ca să dea un verdict pe ce, dacă nu existau listele acolo. Ele au fost luate, clar, duse acolo toate listele în baza cărora s-a organizat și desfășurat referendumul. Și dacă au listele, de ce le mai cer? Sau de ce le-au mai cerut deja? Ei, asta este o altă discuție, pentru că aici e toată nebunia și tot scandalul. Ați mai pomenit dumneavoastră în atâția ani, în 20 de ani, ca această Curte Constituțională să dea erate? Nu, niciodată. Deci ați mai pomenit vreodată ca 3 judecători să iasă la rampă și să spună: dom'le, n-am știut nimic, peste capul meu, nu s-a făcut o ședință în care și noi să spunem ce avem de spus. Chestia aia cu erata este foarte simplu de înțeles, pentru ca cetățeanul să înțeleagă că această erată este abuzivă, din punctul meu de vedere. Trebuie să explicăm un lucru foarte clar. Într-o instanță, dacă se dă o condamnare definitivă sau o achitare, nu contează, nu mai poate nimeni să vină să schimbă din dispozitivul hotărârii ceva, din decizia aceea. Adică, la Năstase să spună: știți, am uitat noi să introducem în decizie că pe lângă alte acuzații la care l-am găsit achitat, n-a fost așa. I-am mai dat 2 ani sau încă 3 cu executare și pentru altceva, pe lângă ăia 2. Nu se poate. Ai spus 2 acolo și atât, 2 rămân. Bine, așa ar trebui date multe erate în multe condamnări pe care cetățenii români le-au primit. Dar atenție, peste Curtea Constituțională nu se mai întrunește o altă curte, nu ai regimul de cale de atac, da? Nu facem apel la o decizie a Curții Constituționale și nici recurs la ea. Aia e clară, bătută în cuie. Da? Pe urmă, dacă ne uităm la legea de organizare și funcționare a Curții Constituționale, observăm că la atribuții, cine are în atribuții să trimită la monitorul oficial decizii, hârtii și așa mai departe? Președintele. Deci, domnul Augustin Zegrean. Dacă nu este Augustin Zegrean, atunci, dacă trimite altcineva, el trebuie, sau îi ține locul, trebuie să aibă mandat de la Augustin Zegrean. Acum stăm și noi într-o dilemă. A avut Augustin Zegrean mandat, a avut persoana care a semnat în locul lui Augustin Zegrean mandat de la Augustin Zegrean sau nu? Dar deocamdată erata s-a publicat în monitorul oficial. Ce zic eu? Că până la urmă e bine să-i lăsăm pe domnii de la Curtea Constituțională să-și limpezească mințile, vin acum din concedii, mulți dintre ei, marți, să elucideze odată problema ce e cu această erată, să dea eventual un răspuns. Sunt obligați să iasă în fața națiunii, în fața opiniei publice și să spună ce s-a întâmplat cu acea erată, dacă ea a avut un curs legal sau nu, dacă trebuie luată în considerare sau nu, pentru că deja în jocul acesta, uite, erata, nu erata, stați că dăm pe data de 31 verdictul, dar s-ar putea până pe 31 să-și dea demisia vreun judecător din Curtea Constituțională, enervat de toată situația respectivă. Unul din cei 3, să zicem, Gașpar, Ion Predescu sau Tudor Tudorel, care au ieșit la rampă și au spus că așa ceva nu se poate. Bine, și Aspazia spune că a fost amenințată cu moartea. La Aspazia cred că a fost un joc murdar instrumentat de nu se știe cine, în care s-a folosit un deținut, imberb, un amăr de deținut de pe acolo, de la penitenciar. Bine, dar și judecătorii ăștia să plece în concediu acum, adică țara arde și ei și-au concediu. Nu puteau să-și ia după ce hotărau soarta României? Acum fiecare face conform conștiinței lui, nu? Eu știu că dintre jurnaliști mulți au renunțat la concediu doar ca să stea aici să vadă ce se întâmplă. Vezi cum crește euro, cum se slăbește leu, și tu îți bagi picioarele și pleci în concediu. Păi sunt și mulți politicieni, sau și din guvern, și dintr-o parte și din alta, care n-au renunțat la concedii. Bine, așa și cei 9 judecători sunt cam politicieni, ei sunt membri de partid, între ghilimele. între ghilimele fiind vorba, dar având în vedere că sunt numiți politic, este clar că în viitor ar fi cazul să ne aplecăm și asupra legii de funcționare și organizare a Curții Constituționale, să existe alte criterii în baza cărora judecătorii CCR să fie numiți și nu politic. Dar înțeleg că nu trebuie să fii judecător ca să fii judecător la Curtea Constituțională. Nu neapărat, însă trebuie să ai studii juridice, chiar dacă ai fost avocat, să zicem. Da. Unii dintre ei au fost doar avocați, alții au avut lucrări, au fost profesori universitari sau, mă rog, sunt și acum profesori universitari la facultăți de drept. Deci nu scrie acolo că trebuie să fii judecător neapărat. Dar printre ei înțeleg că nu e nici măcar unul profesor de drept constituțional. Deci în România avem o mulțime de profesori. Nu, dar este unul prieten cu domnul Boc, care a făcut drept constituțional. Celebrul domn Minea, nu? Celebrul domn Ștefan și nu știu cum îl mai cheamă Minea. Dar așa cum ei s-au arătat deja pe la televizor, votul va fi 6-3, 5-4, se va amâna din nou sau se va da la Parlament? Votul trebuie să fie 6 din 9, clar. Da. Da. Deci asta au spus-o și judecătorii care au fost intervievați pe tema respectivă. Bine, pentru că este vorba de regulamentul lor. Păi este vorba de legea referendumului și fiind vorba de legea referendumului, e vorba de 2/3 din... Știu, dar înțeleg că doar pentru validarea referendumului trebuie 6 voturi. Da. La invalidare ar fi suficient de 5. Nu. Nu e așa? Nu. Tot 6? Tot 6 din 9. Și la invalidare? 6 din 9, da. Și atunci cei 3 care s-au arătat la televizor sunt clar de partea U.S.L.-ului? Nu avem de unde să știm de ce parte sunt. Conform conștiinței lor, n-ar trebui să aibă partizanate, indiferent cine e numit politic. Ieșind la televizor și spunând că se întâmplă... Păi nu, au ieșit la televizor, nu ca să spună sunt de partea lui X sau Y, au ieșit la televizor pentru că 2 din ei au fost acuzați într-unul din ziarele centrale că ei ar fi cei care au semnat erata, între ghilimele, respectivă, iar oamenii s-au văzut nevoiți să iasă să se apere în primul rând, da? Deci au spus, eu n-aveam cum să fiu, n-am fost înștiințat, a zis Tudor Tudorel, sunt în concediu. Ion Predescu de asemenea, om la 85 de ani, nu cred în niciun caz că s-ar apuca să mintă, când a spus foarte clar că nu a fost acolo, că n-a fost înștiințat de nimeni și că lucrul ăsta e absolut nelegal pentru că trebuiau să se întrunească, să fie o altă ședință. Că aici nu discutăm de o eroare materială, ci de o adăugire la decizia respectivă. Dacă era o eroare materială, era vorba de altceva. E ca și cum aș scrie eu acum Dan Popescu în loc de Dan Diaconescu. Sau aș greși la data de naștere sau așa mai departe. Da? Deci nu sunt chestiuni de fond, de conținut, sunt chestiuni de formă la o eroare materială. Da, dau un exemplu. Mie mi-au respins partidul în primă fază invocând un articol din Constituție care nu exista. Ne-am uitat și ne pornim în Constituție, nu exista. Trebuia să dea o erată atunci. Da, aici este vorba de cu totul altceva. Da? La instanța ați avut cale de atac, nu? Am avut, da. Bun, și atunci se consideră că atunci când ai o cale de atac, eroarea materială chiar și cea materială, dar se poate îndrepta în calea de atac de către completul care judecă apelul sau recursul, dacă este vorba de o chestie civilă sau penală. Fiind o greșeală așa de gravă făcută de ei, ei trebuia să o îndrepte, mă gândesc, ei ca mari specialiști. Da, dar ei toți trebuiau să constate că nu era o greșeală materială, ci să constate că lipsea ceva din ceea ce ei au decis în ședința de 9, în data de 2. Și atunci toți trebuiau să fie de acord că acel paragraf exista, că au fost de acord asupra lui și abia pe urmă să facă această adăugire. Exact cum spunea judecătorul Predescu, n-a mai existat așa ceva niciodată în istoria Curții Constituționale. Deci s-au făcut de râs. Și cred că nici în istoria planetei, că mai sunt țări cu multe curți constituționale. Sunt convinsă, nu știu acum cum o fi în Africa de Sud, în Bantustan, în Zimbabwe. Dar încă o dată ne-am făcut de râs la nivel planetar. Ne-au făcut de râs politicienii ăștia care ne conduc și sigur, nu noi. Tot ceea ce ei au pus la cale cu curtea și cu formarea ei. Dar acum revenind la esență, curtea cere guvernului niște liste. Chit că le mai avea curtea, da? Am stabilit că le avea oricum, le mai cer odată. Curtea a solicitat lămuriri. Țineți minte când au ieșit judecătorii? Când a ieșit Aspazia și a spus, eu aș fi anulat referendumul. Da? Fiecare a zis atunci ce a găsit de cuvință. Da? Așa. Ei au spus, cerem lămuriri să se trimită datele exacte de la toate instituțiile care au participat la organizarea și desfășurarea acestui referendum. Și de aia s-au apucat să trimită toți. INS-ul să-și trimită partea lui de cifre. CNAS-ul să trimită și el partea lui de cifre. Indiferent cum am dat-o, cum am luat-o, este evident că verdictul se va da pe acele liste permanente care au fost trimise și în baza căruia s-a desfășurat referendumul, care au fost trimise de către... Adică liste care oricum se modifică, listele, nu? Nu, nu se pot modifica. Adică asta a spus-o și Stroiec. Deci Radu Stroiec, a avut conferință de presă acum câteva zile, a spus clar, dom'le, nu adăugăm, nu scădem. Nu e minus, nu e plus. Și noi față de ceea ce au zis ei, față de ceea ce avem, față de liste, noi facem verificări și trimitem o anexă, hai să spunem un raport, unde Ministerul de Interne trebuie să spună doar atât. Am accesat toate bazele de date de la primării. Primăriile au venit și ne-au spus că până la data de 27 august erau atâția morți, atâția minori, atâția care nu mai aveau domiciliu în România și l-aveau stabil în străinătate și așa mai departe, da. De aici și până la a lua în considerare ce trimite Ministerul de Interne, nu mai avem de unde să știm ce-o fi în capul judecătorilor. Numai în pielea lor să nu fi. Deci vor lua act de ce va trimite Ministerul de Interne. Ori să se gândească dacă cifra asta de 18 milioane presupune tot ceea ce însemna populația României pe listele permanente, ceea ce înseamnă că erau și minorii. Pentru că aici a fost scandalul mare. Doamne, din 18 milioane și ceva, minorii unde sunt? Sunt 18 milioane, 0 nu știu cât, populație cu drept de vot? Sau sunt și minorii cu totul la un loc, da? Deci aici este mare scandal. Că ce ne facem, Dan, dacă, spre exemplu, o să se dea cifrele în 2013 și se vor bate în cuie de la recensământ. Și vor fi altele. Alt scandal, altă nebunie. Păi da, dar dacă sunt altele, atunci trebuie invalidate și alegerile locale și celelalte. Că înseamnă că au fost alți oameni. Deci o luăm de la capăt. O luăm de la capăt. Nici mai avem timp să trăim. Da. Pe fond, Curtea poate să facă asemenea anchete? Sau Curtea trebuia doar să decidă dacă referendumul e valid sau invalid și punct? Curtea poate să numere ea populația României? Nu. Să vadă cine a murit, cine n-a murit de pe liste? Curtea trebuie să ia act de acele documente existente la data la care s-a făcut dinainte de referendum. O zi, să spunem așa. Da, acelea în baza cărora s-a făcut referendum. Deci cele care există la BEC și care au fost trimise către Curtea Constituțională. Sunt clare, sunt cu 18.300.000. Da, dar au cerut și lămuriri să vadă dacă nu cumva a fost vreo greșeală. Și acum ne ducem la stenograme. Oamenii ăia care au vorbit între ei, dacă or fi vorbit chiar așa între ei, oricum, eu uitându-mă pe stenograme, nu prea reiese că ar fi făcut vreo infracțiune, că Dobre, spre exemplu, a dat telefon și la o fată de la direcția juridică și la mai nu știu cine din Ministerul de Interne. Totul era o confuzie. Deci, în mod normal, omul s-a sfătuit. A zis, dom'le, eu văd așa lucrurile. Dumneata, cum le vezi? Păi, cum facem documentele respective? Trebuie scoși, trebuie adăugați, trebuie într-un fel sau altul. Pe urmă, în mod ciudat, sau mi se pare foarte ciudat ce a spus Ioan Rus, ce ar fi spus Ioan Rus, că nu știm dacă confirmă sau infirmă aceste stenograme, că eu zic să ieșim, zice el, din acel grup infracțional organizat. Păi cine-i nebun să vorbească așa la telefon? L-ați cunoscut pe Ioan Rus? Da. Bun, îl credeți în stare să zică așa ceva? Da. Bun, și credeți că știa că e înregistrat sau că stenograma e falsă? De cum să nu știe că e înregistrat? Orice ministru știe că este înregistrat tot timpul. Da? În primul rând că se duce la ședințele CSAT-ului. În al doilea rând are certificat ORNIS. Toți cei care lucrează la guvern, chiar și la biroul de presă, da? Au certificat ORNIS, că se presupune că sunt într-un dispozitiv de grad 0 în care sunt documente care circulă și unele din ele sunt secret de stat. A vorbit așa intenționat? Nu știu dacă a vorbit. Dacă a vorbit, atunci sunt două variante. Ori s-a scăpat, ceea ce nu cred, ori a vorbit intenționat așa. Dar nici măcar așa nu s-ar fi putut să vorbească intenționat, să spună că face parte dintr-un grup organizat din care vrea să iasă. Că atunci s-ar fi băgat singur în atenția procurorilor, întrucât mai avem o infracțiune. Da? De data asta, tăinuirea sau nedenunțarea. Păi dacă faci parte dintr-un grup infracțional și vrei să ieși abia acum, de ce n-ai denunțat că faci parte din el dinainte? Da? Deci nu prea cred. Aici e o poveste de făt frumos. De ce s-a început urmărirea penală la Dobre? Că el pare un dizident în stenogramele. Și nici el nu-i de acord cu ceea ce se întâmplă. Nici el nu vrea să omoare pe aia din Gorj sau să taie de pe listă ceea ce nu te tăiat. Da, într-adevăr, dacă tu ești pe stenograme, într-adevăr, nu ai ce să zici. Penal. Domnul Dobre chiar încerca să lămurească lucrurile, pentru că era așa, dintr-o parte se spunea într-un fel, din altă parte în alt fel, la televiziuni se dezbătea de mama focului, unii spun într-un fel, alții în alt fel. Deci, evident că omul a vrut să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu cât mai serios. M-am uitat în comunicatul parchetului în altei curți. În comunicatul parchetului în altei curți spune că domnul Dobre este acuzat de abuz în serviciu, contra intereselor publice. Ceva mai jos vin și dau lămuriri și spun că domnul Dobre, în perioada în care era ministru delegat la administrație, nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu. Asta mai sună abuz. Deci asta sună a neglijență. În niciun caz a abuz. Deci, nici nu mai știi ce să crezi. Dacă și în comunicatul parchetului una e acuzația, alta este acolada la acuzația respectivă, în care de altfel se spune că el nu și-a îndeplinit atribuțiunile și că, neîndeplinindu-și atribuțiunile, a afectat grav relațiile sociale și, vezi, Doamne, s-a dus de râpă totul în România. Păi dacă ar fi așa, să ne luăm după neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, trebuiau mulți să fie chemați la parchet până acum, în ultimii 20 de ani. Că mulți nu și-au îndeplinit atribuțiile cum trebuie și au bulversat țara asta. Aproape toți, da? Care au fost până acum la guvernare. Dar o să mai urmeze și alte stenograme, mai primiți mâine, poimine altele? Dumneavoastră, de exemplu, fiindcă Dobre spune acolo că va mai vorbi cu Ponta. Toți de acolo lasă să se înțeleagă că au mai vorbit și cu alții. Deci eu aș vrea să văd stenogramele din dosarul Arluro, spre exemplu. Dar de ce să avem numai stenograme din partea asta? Da. Să avem și stenograme portocalii. Deci dacă este circ, circ să fie până la capăt, nu? Deci parchetul nu trebuie să fie partizan. Dacă tot le dă, să le dea pe toate. Vrem să știm și noi ce e cu stenogramele din dosarul Arlor, care n-au mai apărut. Vă aduceți aminte când procurorul Nastasiu și cu fostul procuror, acum că el este avocat după marele scandal, știm foarte bine, cu fuga lui Haisam, o să-l pomenim probabil de acum și în 20 de ani. A ieșit și a spus că în dosarul Alro au solicitat interceptări telefonice și s-a primit chiar și autorizație în ce privește inclusiv telefoanele Elenei Udrea. N-au mai apărut niciodată. Nici la parchet se pare că din dosar nu mai sunt. Deci nu se știe. Iată cu ce justiție avem de-a face. Păi noi ne dorim o justiție corectă, o justiție formată din oameni integri. De asta are nevoie România, de oameni integri. Dar birocratul, funcționarul public să-și facă treaba. Deci sarcinile pe care le are să-și le ducă la bun sfârșit acolo unde este, fiecare pe felia lui să fie un bun specialist, iar în justiție să fie oameni integri, nu cocoșați de servilismul pe care trebuie să-l facă față de cel care îl numește politic sau față de cel care îl ține în scaun sau se gândește el că promovarea lui ține de simpatia pe care o are X sau Y din CSM în ce-l privește și că dacă nu joacă frumos în fața lui sau în fața ei, a celui care este în CSM, nu mai este numit sau îi se pun bețe în roate. Dar de ce credeți că a dispărut Elena Udrea din cauza asta? Au fost niște probleme foarte mari la Ministerul Dezvoltării. Deci eu cred că pentru imaginea sa a fost mult mai bine că a dispărut de pe firmament. Că dacă ar fi apărut în continuare, s-ar fi dat apă la moară și automat mai ieșea domnul Helvig până acum cu încă vreo 500 de proiecte în care s-au păpat bani și s-au dus comisioane de râpă în buzunarele, știm noi cui, că aceste comisioane doar nu s-au dus în buzunarele mele sau ale dumneavoastră, s-au dus în buzunarele celor care au tranșat situația. Contractele mari de infrastructură. Și uitați-vă cine au fost îmbogățiții României post-decembriste. Și vom vedea și ne vom da și seama cine au fost cei care de fapt au condus România. Cei cu foarte mulți bani sau cei care au fost lăsați să facă bani ca o parte din ei să se întoarcă acolo unde trebuie, adică la partidele politice. Cum se va termina această apocalipsă de după referendum? Cu happy end și dacă da, pentru cine? Ei, acum, dacă mergem la povestea biblică, o să avem o arca lui Noe. Arca lui Noe avea nevoie de un comandant. Da. Ce să zic? Mă pune să fac previziuni? Nu, dar sunt patru variante. Sau care între ele e mai posibilă? De exemplu, poate să amâne curtea încă o dată? Poate să amâne și până în 2014, să se mai gândească, nu? Încă 2 ani. Nici chiar așa. Deci, e posibil să asistăm și la demisia vreunuia din judecătorii CCR. Și atunci interimatul se prelungește, pentru că trebuie să fie nouă. Atunci trebuie numit un alt judecător de Curte Constituțională. Și atunci interimatul se prelungește. Dar cine să se jertfească, că asta înțeleg eu, sinecură pe viață, ține 9 ani, salariu mare, vilă de protocol, navigări, mașină. V-ați uitat în declarațiile de avere ale domnilor judecători de la CCR? În afară de faptul că pe mine m-a frapat un lucru, sunt tot felul de tăieturi, se scrie cu pixul peste anumite cifre, poate așa, să nu mai înțelegi despre ce avere e vorba sau câți bani au în cont. E rușinos cum au completat mulți dintre judecătorii Curții Constituționale declarație de avere, dar ei ridică și pensii, mulți dintre ei 60, 70, 80 de milioane de lei vechi și pe lângă asta, spre exemplu, domnul Zegrean are vreo 300 de milioane pe lună. Deci vreo 400 de milioane ori fi buni pe lună, așa? Super bun. Deci pentru un asemenea salariu cumulat cu pensia, eu cred că conștiința unui judecător de Curte Constituționale trebuie să fie precum cristalul. Nu să fie precum o perlă înnămolită pe fundul apei. Pe de altă parte, am constatat acum că tipii ăștia, sau doamnele și cu domnii de la curte, sunt oricum peste președintele țării. Cu deci, mult, ei sunt, ca salariu. Nu degeaba, nu, dar și ca putere, am impresia. Ei, uite, poate să-l dea afară pe președintele țării. Sau poate să ne mulțumească pe premierul țării. Deci ăștia nouă sunt atât de sus, încât noi degeaba facem alegeri prezidențiale sau parlamentare sau locale. Păi de-aia se uită lumea la ei ca la niște dumnezei, mici dumnezei pe pământ, da? Pentru că peste ceea ce curtea Constituțională îți spune, nu te poți duce în altă parte. Așa rămâne bătut în cuie. Deci ei poate să bată, să zicem așa, între ghilimele și o decizie a Parlamentului, și a președintelui și a premierului. Bine, ei sunt creația clasei politice actuale. Acolo vin ca o excrescență, să zicem așa, a celor care câștigă alegerile parlamentare. Deci, Curtea Constituțională trebuie să existe. Acum se pune în discuție, am auzit mulți specialiști care ar pune în discuție subiectul acesta, unde ar trebui ea să existe. Să existe în continuare în afara oricărui alt cadru instituțional sau să se facă o secție în cadrul înaltei curți de casație și justiție. Astea sunt discuții pur teoretice între juriști, în fine, între specialiști, între parlamentari, dar există aceste discuții la acest moment. Însă, în Ungaria înțeleg că i-au știrbit toate puterile Curții Constituționale. În Ungaria se petrec multe lucruri, da? Vreau să pună și botniță presei și așa mai departe, da? Domnul Orban văd că face boicot în România, pe el nu-i interesați în Ungaria, pe domnul Barroso nu mai interesați în Ungaria sau în alte părți. Nici în Portugalia, da, îl interesează ce este în România. Și văd că se dau instrucțiuni clare cui? Unei puteri în alt stat, puterii executive din România. Ori în Constituția României scrie foarte clar, mai suntem stat independent, suveran. Scrie în Constituție că da. În Constituție scrie că da, sigur. Colonie. Al de Băsescu, al de Crin și al de Ponta ne-au făcut colonie. Păi, dar trebuie să știm și noi dacă suntem colonie sau nu. Pentru că atunci cetățenii au alt statut, nu? Așa e, da. Apropo de cetățeni, foarte mulți oameni care au votat pe listele suplimentare au primit citații să se prezinte și ei la parchet. Da, este o nebunie. 2 milioane de români, probabil, nu? Vor fi citați și vor fi acuzați penal. Cam așa. Eu am spus încă de acum, zic eu, 7-8 zile, când începuse toată această vânătoare de vrăjitoare la parchetul general, că în rondul acela unde se face târgul de bere de obicei și se mai fac și raliuri de numai pe unde în fața să treci. Casei Poporului, da? Așa, în fața Casei Poporului, dar în fața parchetului general și altor ministere care sunt pe acolo și inclusiv lângă SRI, o să fie aduși 8 milioane și ceva de cetățeni care au votat. Nu contează că au votat da sau ba. Deci contează că au votat și atunci vor trebui să dea cu subsemnatul. Ce nebunie e asta cu citarea oamenilor pe post de făptuitor la secțiile de poliție sau la polițiile județene că au votat pe liste suplimentare? Deci din start, oamenii aia înseamnă că sunt susceptibili a fi săvârșit o faptă penală, dacă iau calitate de făptuitori. Ca să mai vorbim că în codul de procedură nu scrie de calitatea asta de făptuitor. Deci ești învinuit și inculpat. Sau nu ai o calitate până nu ești pus sub învinuire, cel puțin. Deci până atunci poți fi cel mult martor. Să-l chemi, să-l întrebi pe omul respectiv, dar punctual. Deci să ai o situație în care să știi că Popescu Virgil, spre exemplu, a fost pe listă suplimentară, apare semnat, dar el mai apare semnat și pe lista permanentă acolo, la el acasă, unde are domiciliul. A, da, dacă ai o situație punctuală de acest gen, îl chem și îl întrebi: domnule, tu unde erai la data de? Erai pe litoral, erai la munte, de ce apar semnat în două locuri? Este asta semnătura ta de pe lista suplimentară sau ți-a făcut-o cineva? Da? Atunci, da, e o situație punctuală, dar să te apuci, să citezi atâtea milioane de oameni, să le spui să vină cu avocat ales după ei, vă dați seama cât timp, câți nervi. Deci, cetățenii săraci sunt supuși prezumției de vinovăție acum, când de fapt în Constituție scrie că toți cetățenii au prezumția de nevinovăție până la o condamnare definitivă. Da, asta e țara în care trăim. Și nu m-ați lămurit, ce va fi la final? Se dă totul la Parlament, se dă în favoarea lui Băsescu, se dă în favoarea lui Crin. Nu am de unde să știu cum vor judeca în data de 31, așa după cum nu am cum să știu ce se va întâmpla marți, atunci când se vor întruni judecătorii Curții Constituționale, nu vor discuta între ei, poate cine știe, iese cu bătaie, cu capete sparte, n-avem de unde să știm ce se întâmplă. Și în funcție de ceea ce se dezbate și se decide marți, vom avea un 31 august în care se va decide clar asupra rezultatelor referendumului sau nu. Dar se decide pe 31 sau după nunta lui Băsescu? Totuși nunta e pe 1. Ca să se decidă și în data de 31 august, atenție, trebuie să avem vot de 6 din 9. Dar poate vor lipsi, vorba dumneavoastră, 1, 2, 3 dintre ei, poate nu mai ajung la timp. Nu se știe, totul e posibil în țara asta. Adică înțeleg cei 3, minim USL-ul are 3 judecători din cei 9, e suficient să nu se prezinte sau să demisioneze? Nu, 3, sunt cam 4 care au fost numiți de partea cealaltă și 5 numiți de partea PDD-ului. Care au apărut deja la televizor și s-au exprimat în... Da, 3 din cei 4 au apărut la televizor. Și zic, dacă unul din ăștia 3 se jertfește pe altarul USL-ului și își dă demisia... Nu știu, poate se jertfește pe altarul conștiinței și spune: domnilor, conștiința mea spune că nu. Și automat se prelungește mandatul lui Crin, se prelungește mandatul lui Crin și interdicția lui Băsescu de a mai veni la Cotroceni. Se poate și asta. Până se pune un alt judecător. Da, se poate și asta. Sau poate să se îmbolnăvească, nu? Unul din cei 3. E posibil. O scutire, cum făceam noi la școală. Eu nu făceam așa la școală, mă duceam și cu temperatura, altfel mă bătea mama. Alții mâncau crete ca să facă temperatură. Da, da, da. Dar nu făceau temperatură de la crete. Sau spun: domnule, eu sunt la Monte Carlo, încă 3 luni de zile. Păi ei cine poate să-i certe? Păi ei cine-i verifică? Nu, n-au cum, s-ar face de râs. Și la anii pe care i-au, la vârsta pe care o au, eu zic că ar fi cazul să se gândească așa, pentru posteritate, cum le rămâne numele în istorie. Măcar în istoria justiției române. Puțin le pasă lor. Chiar dacă CCR-ul nu este o instituție care face parte din puterea judecătorească. Dar eu zic că de la Montesquieu încoace, de când cu separația puterilor în stat, se spune așa: când o putere, una din cele 3 o ia razna, celelalte 2 trebuie să intervină. Așa. Iar aici au luat o razna toate cele 3 puteri. Asta așteptăm, să intervină cineva. Cine? Dumnezeu. Providența. Poporul român, într-un fel sau altul, nu-mi dau seama. Acum ni s-a dat liberul arbitru, știți? Ați văzut că intervine mereu Barroso, dar acesta intervine numai în favoarea lui Băsescu, nu? Păi, domnul Barroso ar face bine să nu mai spună că se fac presiuni de către X și Pix în România, pentru că presiuni se fac și din exterior. Să pună mâna domnia sa și să aștepte frumos termenul de 31, care este impus de o instanță dintr-un stat suveran numit România. Da? Și dacă până pe 31 guvernul nu trimite ce are de trimis sau ce are de lămurit cu Curtea Constituțională, abia pe urmă să avertizeze că a trecut termenul și că, măi, executiv, nu-i frumos ce faci. Până atunci, presiunile respective nu e bine să fie făcute, pentru că urechile de genul acesta nu duc decât către o discuție care s-a ținut în spatele ușilor închise, la care a asistat și fostul ministru al Justiției Titus Corlățean, unde maica nu li s-a zis pe față: băieți, joc de glezne și picioare, că vi se taie din finanțări. N-ar fi trebuit să se sperie, pentru că pe Uniunea Europeană o interesează să-și încaseze banul și să-și-l ia înzecit înapoi. Da? Care și PP-ul, firmele lui, doar știm bine, prin toate țările europene, în care pot câștiga aici contracte serioase. Și uite, așa se duc banii înapoi la Uniunea Europeană. Deci n-ar trebui să fie chiar așa de dezamăgiți. PP-ul e acel grup parlamentar important în care face parte PDL-ul de astăzi, dar s-ar putea Partidul Popular European să pierdă puterea în curând, acolo în favoarea socialiștilor. S-ar putea și asta, da? Jocurile nu sunt făcute până la capăt, nicăieri. Dar având în vedere că vă pricepeți atât de bine la ceea ce se întâmplă în justiția românească, n-ați vrea ca acum în iarnă, după ce câștigăm noi pe PDD-ul alegerile parlamentare, să vă numim pe dumneavoastră la Curtea Constituțională? Noi pe PDD, că o să avem și noi dreptul să numim. 1, 2, 3, nu vreau să fiu numită nicăieri. Eu vreau să fiu jurnalist de investigații în continuare și veți sta și noastră sub lupa mea, ca jurnalist de investigații, ca ceea ce ați promis să faceți și mai mult decât atât să nu încălcați legea. Eu sper că până voi muri să văd și eu jurați în instanțele din România. V-ar plăcea să fie jurați? În loc de judecătorii ăștia destul de corupți? Într-o țară ca România, așa cum se prezintă ea acum, și ca să-l citesc pe Cristian Tudor Popescu, care îmi place în mentalitatea sa și modul în care gândește, care vorbea de individul cu statut mediocru în România, nu cred că e bine să avem curte de jurați. Pentru că curtea de jurați este formată, cum știți bine, în sistemul common law, în America, poftim, din personalități, din persoane care sunt votate de către comunitatea respectivă să facă parte din curtea de jurați. Fie că e el medic, că e jurist, că este un foarte bun dentist și așa mai departe. Dar aici, deocamdată, avem de-a face cu un sistem educațional care, eu spun clar din start, că a mers greșit, că avem parte de generații care nu prea au mai citit, cărora nu le place să fie implicate, nu avem spirit civic. Și asta se poate vedea chiar și de la nivel de bloc, da? Pe fiecare îl interesează de interesul lui personal. Nu îl interesează că în fața casei, în fața blocului, este maldărul de gunoi atâta. Nu, așteaptă de la celălalt. Ăsta e spiritul civic în România. Ori ca să ai curte de juri, jurii aceia îți vin dintre aceștia, din marea masă. Da? Cum e marea masă în majoritatea ei, așa ai și curtea cu juri. Deci ar fi o problemă în România să avem curte cu juri. Dar până atunci se mai schimbă lucrurile și o să vedeți mulți români care stau pe margine, vă spun asta, și să dea Dumnezeu să se schimbe, să dea Dumnezeu să puteți să le schimbați, cei din străinătate și mai aduc și eu un suflu nou, că iau mintea altfel deschisă. Care ar fi mesajul dumneavoastră final pentru OTV-ști, pentru PPD-ști, pentru popor în general, doamna Adina Anghelescu-Stancu? Foarte greu de spus, mesajele ar fi nenumărate. Eu zic doar atât: la fiecare dintre dumneavoastră, atunci când aveți dreptul la vot, să votați indiferent dacă ștampila este pe da sau nu, dar dreptul de a vota este un drept câștigat în timp. Sunt oameni care au murit pentru drepturile pe care le avem și au murit în istorie destui, și pentru egalitatea în drepturi, și pentru egalitatea femeilor cu bărbații, și pentru dreptul la vot și așa mai departe. Să nu ne batem joc de ceea ce alții au reușit să câștige pentru noi. Mulțumesc mult pentru prezența Adinei Anghelescu-Stancu. Emisiunea se merge mai departe. După un foarte scurt moment publicitar revenim în direct în studio.